Păi tot ce se întâmplă în momentul de față e super spontan. Am zis să dau și drumul la vlog pentru că am văzut la Vlad ideea asta și vreau să o fac și eu. Vlad, dacă te uiți la vlogul ăsta, te pup. Bun, ideea e că urmează să vină tata. Tata, știți că v-am zis în vlogurile trecute că lucrează în străinătate din motive evidente, dar cu tot ce se întâmplă așa pe repede înainte, era deja plănuită faza că o să merg eu să-l iau de la aeroport pentru că mi-a luat permisul și asta e prima dată când o să mă duc eu după el la aeroport. Nu știu, mă simt atât de bine. Nu mă băgați în seamă, părul nu e uscat pentru că am ajuns de la mare, pentru că am fost la mare, că a fost amuzant. Dacă o să găsesc niște filmări de la mare, o să vi le atașez aici pe videoclip ca să vă uitați să râdeți, pentru că nu știu, mie mi s-a părut genial ce s-a întâmplat la mare. Adică am cunoscut oameni noi, bă, și niște fete frumoase. Mamă, gata, nu despre asta e vorba. Dacă vreți să știți mai multe chestii, 6000 de like-uri vreau. Și acum revenim la păr. M-am întors de la mare și n-am mai găsit adaptorul pentru priză pentru feon. Și acum trebuie să aștept să se usuce părul natural. Noroc că m-am întors și eu, bă, acum are cioapă, ia mă. E altă viață așa. Ideea e că în locul acestui vlog trebuie să apară altul, dar nu vreau să dau foarte multe spoilere, doar stați geană pe canal pentru că vreau să fac multe chestii tari. 200.000 de abonați vreau până la finalul verii, 250.000. Așa că abonați-vă, apăsați butonul de like și ca să țineți pasul cu ce se întâmplă în viața mea off camera, dați-mi un follow și pe Instagram și poate și pe TikTok, de ce nu, să ne facem acolo o familie mare. În momentul de față eu sunt cu sora mea în apartament și cu iubitul ei și mai avem vreo 25 de minuțele așa, timp în care o să trească să mergem să ducem bagajele la mașină și tot ce avem nevoie și după o să mergem după tata la aeroport. Nu e o surpriză că merg după el, din păcate, pentru că n-am avut cum să planific asta. Dar dacă reușeam, era tare rău de tot. Avem acolo mașina gata de acțiune. Și acum mergem, ducem bagajele, pentru că nu vreau să trag foarte mult de timp, vreau să trecem direct la partea interesantă, când o să-l cunoașteți și voi pe tata. Probabil să mai vedeți, ați văzut și pe mama, pe toți mi-ați văzut, bă. Facem părinți youtuberi. Acum am chemat și noi liftul. Trebuie să băgăm toate bagajele astea. Cu repede să nu cheme careva liftul. Nu! Hai că mai cineva liftul. Bagajele. Bă, cum ar fi să nu mai fie bagajele acum? Să mi le fure cineva. Bă, nu le-a luat nimeni. E bine. Bun, și ce vreau să mai fac neapărat e să mă duc să-i cumpăr lui tata un burger. Și chestia asta nu m-a pus bârș să zic. Eu uite, băi, e ușa deschisă la casă. Bă, nu mă duce capul. Bun, revenim. Vreau să-i cumpăr un burger lui tata pentru că mi-a zis că vrea să încerce de mult timp. Nu vreau să mă repete foarte multe ori, dar v-am zis că lucrează în străinătate și nu a avut acces până acum la unul. Și tata e un pasionat de burger, efectiv. Carne de vită e moartea lui. L-ai omorât cu asta. Dacă ai dat carne de vită... Bun, mergem, vedem dacă putem să luăm burgerul. Nu știu dacă e închis la magazin, ceasul e nou. Și nu cred că m-am zis de fapt cauza pentru care vine tata. Ideea e că face sora mea 18 ani și vine la majoratul ei, pentru că e un moment la care ar fi de apreciat ca părinții tăi să fie alături de tine și toți ăștia de care ți-e drag. Așa că scrieți în secțiunea de comentarii, nu știu, la mulți ani Ioana, la mulți ani Pochi. Vă las și Instagram-ul aici pe ecran în caz de vreți să-i dați follow și să-i dați un mesaj de la mulți ani. Am luat și burgerul că vreau să-i duc lui tata ceva cald de mâncare, dar problema e că aici nu e un burger, este un cheese toast cu bacon. De tata nu știu dacă îi place foarte mult brânza, dar am vrut neapărat să guste și el ceva de la zbâr. Și cu următoarea ocazie, evident, o să-i cumpărăm și un zburger. Sau poate o să vină chiar el aici în cartier și o să mănânce și să facem un food review cu tata de la zburger. Nu știu, vedem noi ce facem. Mai sunt 10 minute și el aterizează și eu încă n-am ajuns la aeroport. Așa că nu o să vă mai țin acum. Și o să dau un rec când o să mă întâlnesc cu el, probabil, sau când ajung la aeroport. Plus că nu vreau să filmez când codu, că mi-e frică, mor, pa. Gata, băieți, am și ajuns la aeroport. Tata trebuie să iasă în vreo 10 minute. Nu o să filmez foarte multe chestii aici pentru că e o grămadă de galegenie, măcar partea asta nu știu dacă o să pun pentru că scârție tot pe aici. Mergem, îl luăm și dăm mâncarea și o să vedem ce părere are, nu știu, ori în mașină, ori aici sau acasă, vedem. Mamă, și neapărat trebuie să vă arăt și cum am parcat mașina, că e groaznic. Acum am ajuns la sosiri, dar suntem la sosiri interne și tata nu o să vină de undeva din România, o să vină din sau nu vine din România, dar nu știu dacă vine din UE sau nu. Nu sunt foarte mult la geografie. Trebuie neapărat să vă arăt cum am parcat, că am parcat ca un dobitoc. E fraiste, probabil să apar pe ceva grup de la de Facebook, mai parcat ca un prost București sau nu știu, știu că există un grup de ăsta. Acolo așteptăm pe tata și după vedem ce o să facem, dacă o să mănânce aici în mașină. Eu nu vreau să transform asta în ceva emoțional. Eu nu o să plâng că am mai trecut prin chestii de genul, dar nu știu, bă, iubiți-vă părinții. Ok, atât am de zis. Doar iubiți-vă părinții. Ia uite, bă, ce am purtat Adidas și ăștia. Ești nebun, de toți banii am purtat. De o lună jumate de cât timp am, cred că nu m-a păsit, am purtat zilnic. Gata, l-am sunat pe tata, a zis că o să vină el aici la interne. Bă, nu știu dacă interne se referă sosirile doar din România, la modul Timișoara, Constanța, Iași, Cluj, Suceava. Nu știu dacă se referă la asta sau la Uniunea Europeană. Deci nu știu pe unde găsesc pe tata. O, dar ce avem noi aici, campionul? Nu mă interesează. Știi că ziceai de zburger, dar ți-l dau după, stai așa. Eu am vrut să-ți aduc zburger, dar nu-i zburger, e cheese toast. E bun și asta, încercăm, poate am timp să mănânc și zburger. Păi cât timp poți să stai aici? Bă, era săcat. Cât timp poți să stai aici în țară? 100% să mănânc și zburger. Dar ideea e că eu, acum când am mers să cumpăr zburger, nu mai aveau, au dat sold out. Prea bun zburger.
Exact. Oricum, o să vă las părerea lui tata și despre cistăus, că ăsta e cistăus cu bacon, nu știu, și ăsta e bun, dar tata voia vită. Și când am zis că am parcat prost, la asta mă refer. Gen, chiar e parcat prost. The next day. Am ajuns la Brașov să-i cumpărăm cadoul lui Sormea. Ideea e că o să vedeți pe vlog puțin mai târziu ce o să-i cumpărăm. Am făcut și mie un cadou cu ocazia zilei de naștere a surorii mele, pentru că voiam, frate, niște Adidas noi și am zis: "Bă, chiar o să-mi fac un outfit tare și o să-l port de ziua ei, o să-l vedeți și voi, probabil o să pun și o poză pe Insta cu el, pentru că îmi place rău de tot." Și acum am ajuns la Media Galaxy. Atât vă spun, o să vedeți exact ce iau de ziua ei când o să deschidă cadoul. Să sperăm că o să-i placă. Gata, băieți, am luat cadoul, nu o să vă spun ce este. Cum am spus mai devreme, o să aflați la majoratul ei. The next day. Numai ce am ajuns și eu acasă, băi, toată lumea doarme, e ora 2 dimineața. Astăzi, cred că ieri sau alaltăieri când vedeți voi vlogul ăsta, este ziua surorii mele. Credeți-mă, sunt foarte hype pentru outfit-ul pe care mi l-am făcut, pentru că arată... Oh, e genial, e genial. Bă, mie îmi place rău de tot. E simplu, dar e frumos. E cu gust. Și sunt niște culori pe care nu le port de obicei. Așa că, nu știu, chiar vreau să-l vedeți și voi. Mă pun și eu să dorm și mâine de dimineață mă fac frumos și vă arăt și vouă outfit-ul și cadoul pe care l-am cumpărat surorii mele. Și ăsta e fit-ul. Bă, îmi plac rău de tot Adidas și îmi place cum merge tot, dar părul a zis că nu o să țină cu mine și stă nașpa. Mă, zici că sunt pe Facebook în anii, nu știu câți, când se făceau poze așa sau așa. Mă rog. Merg la răs și la restul cum am îmbrăcat, pentru că mă chiar îmi place. Ok, mi-am luat și brățărele, băieți, care să meargă bine cu tot outfit-ul ăsta. O să ne vedem cu niște cadre de la majoratul lui Sormea. La mulți ani, Ioana! Și la cât mai avem și lănțișorul meu norocos. Ador, ador, ador. Bine, țărțelul, mă rog, e bun, merge în outfit. Băieți, acum i-am pregătit o surpriză lui Sormea foarte tare. Nu știu exact cum se cheamă postul. Și în curând o să-i dăm cadoul lui Sormea. Băieți, am pregătit cadoul surorii mele aici în buzunar. Și pe lângă asta mai are ceva. Bună, Ioana, și la mulți ani fericiți. Sunt super buchet cu 29 de trandafiri proaspăți. Aici vedeți a serii și vedeți a zilei. Ai parte de sănătate cât cuprinde. Să-ți faci părinții mândri în fiecare zi. Și să ajungi o femeie mare și puternică. Asta îți doresc. Cadou frumos. Un cadou în canvas pe care voi să-l păstrați. Amintire, te rog din suflet să nu plângi. Ai o familie minunată. Mama, tata și fratele tău te iubesc enorm. Toate diplomele tale. Mulțumesc frumos. Sunt niște rânduri menite să te ajungă la inimă. A ajuns mie, care sunt parte exterioară. Deci nu știu cum te vor impacta pe tine. În cel mai frumos mod posibil sunt sigură că o vor face. Draga mea, erai mică înfășată, în soarta cea blestemată, a vrut ca să ne despartă. Pentru un trai decent și bun, am luat traiul ăsta și la drum. Ne-am luat și te-am pupat și pe coate am așezat. Cu fața către perete, să nu simți a mea durere, și cu lacrimi pe obraz, am plecat ușor la pas. Și am ajuns în țări străine, foarte departe de tine. Și cu stres și mult, mult dor, anii n-au trecut ușor. Da. Nu am vrut să fie așa. Sper să ierți absența mea. Dar ești mare și înțelegi. Prin sacrificii reușești să devii, să dobândești tot ce în viață tu-ți dorești. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de mine azi. Mulțumesc pentru surpriza asta. Amin. Tot rău. Mai avem un cadou fizic pentru tine. Știu că de foarte mult timp ți-ai dorit. Bravo! Porcam de băbuca de la Monaco. Mulțumesc. Să nu-l spargi. Ca să poți să-l și încarci. Te rog.